cât mai scurt. Legat de aceste atentate care șochează Uniunea Europeană, aici, la fel, sunt câteva decizii, unele dintre ele care sunt în curs de aplicare, de o întărire a controlului frontierelor în Uniunii Europene și apoi mijloace de a putea ține sub control acest fenomen. Vor fi în continuare discuții la nivel european pentru a identifica cele mai bune măsuri, dar sigur că cea mai bună soluție, cea mai eficientă ar fi să putem ține sub control și să oflim conflictele care duc și la exacerbarea terorismului în zone cu potențială stabilitate, cum este și...